România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președinta Comisiei Europene deschide o discuție care va deveni probabil cea mai mare controversă a perioadei următoare. Una care ar putea schimba fundamentele democrației în care funcționează, dar și modul în care funcționează societățile noastre. Doamna Ursula von der Leyen spune că, deși în Europa avem vaccinuri, acestea nu sunt utilizate în mod adecvat și că acesta este un cost imens pentru sănătate. Așa că domnia sa ne transmite că este potrivit, acesta e termenul folosit, să avem o discuție despre vaccinarea obligatorie. Nu spune că este posibilă, nu spune în ce condiții, dar tocmai asta ar trebui să stabilească discuția. Înțelegem noi. Noi în România putem să spunem că nu avem o vaccinare strălucită până acum, putem să vorbim chiar de eșec. Și nici certificatul verde nu ajută foarte tare. În plus, semnalele politice spun că, domnule, nu ne-am hotărât. Domnul Rafila se declară reținut în privința vaccinării obligatorii și spune că certificatul verde se va transforma într-un certificat COVID. Acesta va fi folosit însă doar în val pandemic și va fi scos când epidemia scade. Vă provoc să discutăm astăzi despre aceste lucruri, să purtăm această discuție legată de viitorul nostru. Lângă mine se află doctorul Vasi Rădulescu, cel care și-a dedicat ultimele săptămâni pentru a sta de vorbă cu voi în spațiul virtual, în mediul online. Vasi Rădulescu este cunoscut pentru activitatea sa de pe blogul personal, de pe pagina de Facebook, unde îl urmăresc sute de mii de oameni și acolo unde a răspuns în ultimele săptămâni la 25.000 de mesaje legate de vaccinare, certificate, probleme care sunt apar sau, dacă vreți, apar ca urmare a îndoielilor noastre și fricilor pe care le are fiecare dintre noi. Salutare, bine ai venit, Vasi Rădulescu. Vă salut și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Și pentru efort trebuie să-ți mulțumim noi, pentru că probabil ai funcționat în ultima perioadă ca un call center în chestiuni de vaccinare. Ceva de genul, da, și să știi că pentru mine a fost un exercițiu fantastic să simt oamenii, să văd ce reticențe și de multe ori fobii au pentru vaccinare, să-i ajut cu răspunsuri pertinente la întrebările avute și de ce nu să mă încarc cu o energie fantastică atunci când oamenii au revenit și mi-au trimis poze de la centru de vaccinare, bucuroși că și-au depășit orice reținere, s-au vaccinat și au ținut neapărat să mulțumească și să-mi arate dovada că s-au vaccinat și am intrat într-un soi de normalitate, de altfel că eu așa o consider vaccinarea. Imediat deschidem și liniile telefonice, vă spun întrebările. De fapt, n-ar trebui să fie doar întrebări. Vă aștept astăzi și cu opinii despre subiectele în discuție, dar aici are loc cam fiecare zi o consultare națională. Diferența e că avem și un om care, spre deosebire de mine, chiar se pricepe la lucrurile astea. Aș vrea înainte de a da... hai să dau telefonul și întrebările, să procedez așa. Și imediat vreau să te întreb care e de fapt principala frică pe care ai observat-o sau unde e principala chestiune, temere. 0372069599. 0372069599. Astăzi, cum priviți afirmația președintelui Comisiei Europene privind vaccinarea obligatorie? E corect să fie așa? Cum credeți că ar funcționa în România? De asemenea, ce părere aveți despre ce spune doctorul Rafila, că certificatul COVID trebuie folosit doar în valurile pandemice? Sau tot timpul, către care idee mergeți? Dar Vasi Rădulescu, înainte de a trece la dezbaterea asta, care e principala temere a oamenilor cu care ai stat de vorbă? Să știi că am observat răul făcut de anumite personaje care au debitat tot felul de inepții pe la televizor, dar și pe platformele de socializare. A se vedea sterilitatea pe trei generații dată de vaccin, sigur, o chestiune care nouă ni se poate părea ilară. A se vedea riscurile cu paralizii, cu cheagurile de sânge, totul a augmentat firește. De ce nu miocardita la copii, iarăși, care a fost o chestiune, zic eu, lămurită de către specialiști, și oamenii, coroborând toate aceste lucruri,
cred că așa se explică și de ce au lăsat vaccinarea cam pe ultima sută de metri, când, de altfel trebuie să recunoaștem, aveau un an de zile la dispoziție să se vaccineze. Și aveau și informații corecte, publicate pe căi oficiale, cât și de către experți, de către medici, de către experți în sănătate publică, care asta au făcut, au informat corect de-a lungul timpului. Și cu toate acestea, nu stăm deloc grozav cu vaccinarea. Și dacă vrei, cred că așa se explică și reacțiile văzute la nivel european, recte cu vaccinarea obligatorie. Eu văd un soi de frustrare pe cei din vest, când se uită mai degrabă spre est, adică... și văd această falie în vaccinare, și atunci zic, băi, noi avem vaccinuri, noi am controlat pandemia, unele state pur și simplu nu mai au ce să vaccineze, se vedea Portugalia, care a trecut de 90% populație. Și atunci când ne uităm către România, Bulgaria, Ucraina și tot acest bloc și vedem procentele mai scăzute de jumătate dintre celelalte, e și un soi de frustrare. Așa explici tu declarația doamnei van der Leyen? Adică crezi că e adresată țărilor est-europene? Cătălin, ca să ieșim din pandemie, trebuie o uniformizare și un efort comun în toate statele, nu neapărat europene, la nivel mondial. Uite, mă uitam pe continentul african, Nigeria, ai văzut ce procente de vaccinare are? Sub 3% populație vaccinată. Și multe alte țări din Africa, la fel, procente foarte, foarte mici. Și cred pe undeva, dacă nu facem asta, vom avea un teren fertil pentru ca virusul să se transmită, să se copieze la viteze înalte, care copii vor duce și la posibilitatea de apariție a unor noi tulpini. Se vedea acum Omicron, care e posibil, nu vreau să speriem pe nimeni, avem nevoie de date certe, avem nevoie de răbdare, de prudență, dar vedem ce se întâmplă, pentru că dacă această tulpină nouă va deveni dominantă, și se pare că va deveni, ne va fi greu din mai multe puncte de vedere. Unul la mână, dacă se transmite foarte repede, nu neapărat dacă e mai agresivă, pe o populație îmbătrânită cu multiple comorbidități, e posibil la nivel de decese în România să stăm mult mai rău decât am stat la Delta. În viitorul val dat de Omicron, rămâne de văzut. E posibil ca aceste mutații să ducă la scăpare imună. Asta înseamnă că anticorpii pe care îi avem cu vaccinurile actuale să nu mai recunoască tulpina nouă Omicron și să avem o armată care pur și simplu stă degeaba, inertă, în fața acestui nou inamic. Și atunci trebuie să o luăm de la capăt cu vaccinarea. Vasile Rădulescu, sigur ne întâlnim cu aceste teme și în dezbaterea pe care o deschidem acum. Și îți propun să trecem să stăm de vorbă cu ascultătorii noștri. Încă o dată, 0372069599. Ce vă spune această discuție a vaccinării obligatorii, așa cum a fost formulată de doamna van der Leyen? Și cum credeți că va funcționa România în perioada următoare, cu sau fără certificat verde? Emil, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit la România în direct. Salutare! Bine v-am găsit, bună ziua și ție și invitatului tău. Pe această cale aș vrea să îl felicit pe invitatul tău pentru tot ceea ce a făcut de când este pandemia și de dinainte. Eu sunt un fan al lui și pe Facebook i-am cumpărat și cărțile. Așa e, că scrie și cărți. Mă bucur, da, că fac parte din generația lui, că suntem de o seamă. Și mă bucur că pot să vorbesc acum și mă poate lămuri cu anumite probleme. În legătură cu întrebarea doamnei Ursula von der Leyen, cum că ar fi bine de deschis o discuție vis-a-vis de vaccinare obligatorie, sincer, nu știu ce părere să am. Eu nu cred că ar fi oportună vaccinare obligatorie, pentru că întotdeauna va fi o pătură care nu se va vaccina. Eu, părerea mea este, cum a zis și Vasile Rădulescu mai devreme, cred că ar fi bine ca Uniunea Europeană sau Comunitatea Europeană să se axeze în primul rând pe acele state care nu au vaccinat sau au vaccinat foarte puțin lume. Adică pe noi, dar uitându-se și văzând că în altă parte am eșuat, ei propun această direcție. Chiar ăsta e răspunsul. Adică
Ce să mai încurajăm când se vede că nu funcționează? Vă obligăm. Băi da, asta spun. Eu cred că aici chestia de obligativitate ar trebui schimbată cu să fim puțin mai atenți la statele unde nu a ajuns vaccinul, unde rata de vaccinare este foarte mică, gen țările africane, de unde vin și mutațiile. Poate ar fi bine să donăm niște vaccinuri acelor state, că sigur nu au acces prea facil la vaccinuri, și în țările cum este și România, să încercăm să găsim alte metode, nu neapărat obligativitate, sau în țările europene, nu neapărat obligativitatea vaccinării, ci, știu eu, o altă cale de comunicare sau un alt ton, să zicem așa. Eu fac parte din cei care s-au vaccinat de la începutul, de când s-a putut vaccina populația generală, aprilie-mai. Ideea este că eu cred că, în primul rând, în zona de unde vin mutațiile ar trebui să ne orientăm. Degeaba ne vaccinăm în Europa 80%, 90%, dacă în țările de unde provin mutațiile, rata de vaccinare e sub 5% sau 10%. Okay, e o observație. E corectă, Vasile Rădulescu? E corectă observația pe undeva. Nu sunt de acord cu Emil, căruia de altfel îi mulțumesc pentru aprecieri și pentru cuvintele frumoase și pentru deschiderea la discuție. Emil, ce s-ar fi întâmplat dacă la rata de vaccinare pe care avem noi, această nouă tulpină provenea din România și nu dintr-o țară africană cu sub 5% vaccinare? Se putea la fel de bine întâmpla și asta direct, și discuția o aveam deja pe teritoriul european. De-a lungul timpului am văzut că la noi, cu frumosul, nu prea se pot face lucruri, din păcate. Educația pe care o avem generală e așa cum e, educația pe partea de sănătate este la pământ, îmi pare rău să o spun, pentru că o văd în fiecare zi. Gradul de manipulare în zona noastră e cu atât mai puternic cu cât primim foarte multe, mesaje cu iz de propagandă din partea estică. Sigur că nu putem să generalizăm, dar adică, e clar că se întâmplă și asta. Adică înclinați către un instrument de forță, Vasile Rădulescu? E un instrument pe care l-am văzut, sunt anumite grupuri care diseminează fel de fel de fake news-uri. Nu, vă întreb pe dumneavoastră ca soluție. Înclinați către un instrument de forță, certificat verde, vaccinare obligatorie? Da, pentru că altfel nu văd nicio rezolvare la noi. Deci, ca să înțeleagă toată lumea care ne ascultă, ați fi de acord cu vaccinarea obligatorie? Aș fi de acord cu vaccinarea obligatorie. Atenție cu niște portițe, Cătălin, pentru că în anumite cazuri e clar că vaccinarea trebuie cântărită foarte clar, risc-beneficiu la anumite categorii, persoane care, mă rog, au contraindicații la aspectul acesta la vaccinare, însă în rest vreau să vă spun că nu există nicio contraindicație majoră în afară de două. O reacție alergică pe partea formării de cheaguri de sânge la AstraZeneca, iar AstraZeneca nici nu prea se mai face la noi, și a doua reacție alergice care au apărut după prima doză la vaccinuri. Emil, ăsta e mesajul. Da. Aș vrea să mai expun părerea un minut despre varianta de certificat COVID sau certificat verde. Eu sunt de acord cu certificatul verde, dar dacă aș fi ministrul sănătății, să zicem, aș veni cu anumite îmbunătățiri, în sensul de a nu obliga chiar pe toată lumea care a trecut prin boală și care, în urma unor teste de anticorpi, cineva, că deocamdată nu se știe la nivel de România care este acea unitate, care e acea cantitate de anticorpi protectivă. Și nici adică nu să primească certificat verde și cine are o cantitate de anticorpi. Asta, exact. Asta cum, spui, cum da. De altfel frații noștri bulgari, am înțeles că au e așa făcut în Bulgaria, Vasile Rădulescu, da, e un sistem de ăsta? Cătălin, unele state, spre exemplu Germania, au considerat persoanele care au trecut prin boală, care avea nevoie de vaccinare, dar au considerat schema completă de vaccinare cu o singură doză de vaccin ARN messenger mai ales, pentru că au văzut protecție suficientă aici.
Însă, o persoană care a trecut prin boală în mod natural și are un grad de imunitate care, atenție, nu e corelat clar în studii, în practică, cu gradul de protecție. De asta nici nu se recomandă dozarea anticorpilor. Că foarte mult zic, după prima doză am trecut și prin boală, mi-am făcut anticorpii, domnul doctor, ce părere aveți despre acest titlu? În continuare aveți recomandare să completați schema de tratament la 6 luni cel puțin, să faceți și booster pentru un nivel optim de protecție, fără doar și poate. Acum, încă o discuție. De ce ar trebui să ne bazăm pe chestiunea aceasta cu imunitatea naturală când știm că boala dă atât de multe stricăciuni în corp? E una dintre întrebările de pe Facebook. De ce nu facem imunitate naturală? Pentru că, încă o dată, am văzut eșecul prin care a trecut Suedia când a lăsat la liber și murau pe capete, mai ales cei cu comorbidități și populația îmbătrânită. Și încă o dată, COVID-19 nu înseamnă o răceală și atât, înseamnă tulburări multiple de coagulare, înseamnă afectări cardiace, înseamnă scăderea fertilității, înseamnă afectări neurologice, înseamnă o miriadă de afectări la nivelul corpului și atunci ar trebui să ne vaccinăm ca să nu facem forma aceea naturală severă de boală, e clar. Adrian, bine ai venit la România în direct cu Vasile Rădulescu, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua! Te ascultăm. Vă mulțumesc că mi-ați dat această oportunitate. Vă salut pe dumneavoastră, domnul Țiplea și domnul Rădulescu. Îl urmăresc pe domnul Rădulescu și mulțumesc în primul rând că și-a făcut timp pentru a transmite acel mesaj care ar fi trebuit să fie transmis într-un mod mult mai organizat de către autoritățile abilitate. Cum văd eu mesajul doamnei von der Leyen? E simplu. Avem o problemă de educație. România are o problemă de educație nu doar la nivel sanitar, cum se dovedește în acest moment, avem o problemă de educație și la nivel financiar și juridic, avem o problemă de educație în general vorbind. Deși știm de această problemă, autoritățile noastre, politicienii în speță, nu au luat măsuri și vedem și prin răspunsul domnului Rafila de astăzi că măsurile sau modul de a trata această situație a certificatului verde, certificatului COVID, este una populistă. Nu dă un mesaj tranșant, un mesaj perfect direct. Perfect de acord. Trebuie să vedem ce, cum facem, poate, nu poate și așa mai departe. Politicienii, conducătorii ar trebui să aibă o coloană vertebrală și ar trebui să spună clar, aceasta este problema, aceasta este soluția. În acest mod o implementăm soluția pentru a ajunge la acest rezultat. Domnul Rafila a spus în deșteptare astăzi dimineață, sigur el a avut o serie de declarații, dar o să mă refer la interviul pe care i l-a dat lui Vlad Petreanu, a spus așa, că trebuie să fiți atenți și la specificul țării, că avem o mare parte din populație care refuză vaccinarea. Și atunci, cum să folosești instrumente atât de dure? Ăsta e mesajul domnului Rafila. Domnul Sibia, educația, civilizația, la modul general, nu s-a făcut niciodată cu vorba bună, să fie serioși. Întotdeauna au trebuit reguli, au trebuit măsuri dure pentru a se aplica ceea ce este bine pentru societate în general, nu pentru un anumit grup de oameni sau nu pentru un anumit segment de populație. Noi acum ne dorim să scădem presiunea care este pe sistemul medical, pe acei oameni care muncesc zi lumină în spitale, pentru a reduce cazurile foarte grave și a ține sub un control, un oarecare control, această situație. Ori în momentul în care educația nu ne-a ajutat de a avea concetățeni care să privească în mod practic această situație, de a se informa, de a asculta specialiștii, pentru că un medic, și domnul Rădulescu poate confirma, un medic are 7 ani de facultate, încă vreo 2 de rezidențiat, plus specialitate, deci vorbim de peste 10 ani de studii medicale și presupun că atunci când spun un lucru despre această situație, știu despre ce vorbesc și mă refer la medici de specialitate, da? Nu mă refer la un oftalmolog că îmi dă indicații despre vaccin sau despre virus. Nu, mă refer la medici de specialitate. Când aceștia ne spun că această situație poate fi tratată, poate fi îmbunătățită prin vaccinare, atunci e clar că acesta este calea de urmat. Stai o secundă alături de noi. Cineva scrie pe Facebook, domnul Cărăcăleanu, așa zice, dar de ce să mă injectez la fiecare 6 luni și să am imunitate zero? O să am probleme de imunitate după... Ce înseamnă imunitate zero din moment ce toate studiile ne arată că imunitatea se menține pe un platou suficient de bun, cel puțin 6 luni? Ceea ce cred că urmăream cu toții în campania de vaccinare era
scăderea presiunei, cum bine spune și ascultătorul nostru Cătălin și mulțumim pentru intervenție, să scădem presiunea pe sistemul medical, pentru că am văzut zilele în care treceam lejer de 500 de decese, din păcate, și Cătălin, acestea erau evitabile în mai bine de 90% din cazuri. Mie mi se pare strigător la cer să avem soluția asta și să nu o implementăm. Dar lumea întreabă astăzi, uite, mă vaccinez și nici nu e clar dacă Omicron ăsta s-ar putea să treacă de vaccinul meu. Spuneai și tu mai devreme acest lucru. Momentan, acestea sunt niște păreri. Noi trebuie să așteptăm analizele specialiștilor care tipează tulpina nouă, vedem dacă există un răspuns imun și din datele pe care le avem până acum, e foarte probabil ca vaccinurile făcute să ne ofere imunitate suficient de bună și chiar și pe această tulpină nouă. Ok, mai avem de așteptat o săptămână, 10 zile. Adrian, îți mulțumesc, am să trec la Ștefan. Salutare, Ștefan! Mai este Ștefan? Hai că da, eu sunt. Salut! Da. Mulțumesc pentru răbdare. Știi că atunci când vorbim în trei, așteptăm mai mult. Cu Vasi Rădulescu. De mult timp am așteptat să vorbesc cu voi, inclusiv de la volan. Ok. Sunt. Te rog. Mulțumit că am primit ocazia. Te rog. Ok. Părerea mea. Din poziția unui fiu care și-a dus mama vaccinată. Vaccinată, în octombrie, da, vaccinată în fază completă, netratată corespunzător, eu neprimind sub nicio formă tot ceea ce s-a întâmplat aici, a inclus și faptul că nici unele personale nu au primit cum, și sunt 2 ani și 2 săptămâni de atunci. Consider că această obligativitate pe care o aveți în subiectul acestei emisiuni este strict politică. Și vă spun de ce. Sunt vaccinat și eu și soția am 2 copii. Am fost în Turcia, în concediu, în Ungaria, în concediu, din august încoace. Nu mi-a scanat nimeni certificatul verde. Am să te rog să schimbi telefonul dintr-o parte într-alta. Ai o poziție sau să-ți cauți un loc lângă o fereastră. Nu știu, îmi dau și eu cu părerea. Acum cum s-a putut. Da, nu-i mai bine nici acum. Da, nu s-aude. Nu s-aude strălucit. Ștefan? Okay. Așa, hai, zi-mi. Am scos căștile și sunt pe... Așa, da. Ok. Ce nu s-a auzit? Sau... Nu. Am prins fragmente, am înțeles povestea ta și ne-ai spus că ai fost în Turcia și în Ungaria și nu ți-a scanat nimeni certificatul verde. Asta am înțeles. Da. Și nici nu sunt pregătit să o facă. Ok. Și atunci, pentru ce trebuie să fim obligați, noi și alții, să avem acest certificat dacă nu avem logistica necesară? De câteva luni umblu prin oraș la noi în Arad și în Timișoara, în afară de o singură locație unde mi-am făcut niște ochelari, nu mi-a cerut nimeni certificatul verde. Nimeni. Nu erau pregătiți să facă lucrul ăsta, nu sunt pregătiți să facă lucrul ăsta. Bun, am înțeles frânturile acestea de informații și cazurile expuse. Din ce am călătorit eu, de fiecare dată mi-a fost scanat certificatul verde la aeroport, mi-a fost scanat certificatul verde la hotel unde am stat și asta s-a întâmplat la începutul lunii septembrie anul acesta, așa că nu pot să confirm ceea ce spune ascultătorul nostru. Primul caz cu mama, din câte am înțeles, care a fost vaccinată, trebuie văzut acolo neavând date medicale. Mi-e foarte greu să mă pronunț. La ce perioadă s-a întâmplat infecția de la schema de vaccinare? Pentru că dacă s-a întâmplat la 3 luni, ok, ar fi trebuit să fie în protecție, dar nu avem detalii despre comorbidități. Ce s-a întâmplat? Poate existau niște probleme renale? Da, poate trebuia tratată pentru comorbidități, nu pentru COVID. Nu pentru comorbidități, sau dacă existau niște comorbidități care nu erau cunoscute, cu atât mai mult au potențat negativ în toată ecuația. Și atunci e foarte greu să ne dăm cu părerea și în medicină nu prea ne dăm cu părerea dacă nu avem niște date solide, niște analize și nu cunoaștem cauza. Vreau să vă spun. Ea a fost testată COVID, da? Uh-huh. Dar avea comorbidități și a fost tratată pentru COVID
dar nu pentru ce avea înainte. Păi, infecția acută, ceea ce înseamnă COVID, are prioritate în tratament. Celelalte doar în măsura în care se decompensează. Dar spune asta, că are prioritate atât timp cât ea a fost diagnosticată cu infart. Încă o dată, infartul poate să apară în contextul COVID. Pentru că avea hipertensiune, dar nu a fost tratată 2 săptămâni. Hipertensiunea nu poate, din păcate, nu duce direct la infarct, ci trebuie să apară mai multe lucruri acolo. Infarctul apare când există o obstrucție a unor artere din inimă. Bun, deci sunt niște date neclare. Exonerează doctorii și sistemul medical de a trata comorbiditățile. Asta înseamnă o scădere a adresabilității a cazurilor. Nu mă tratez de diabet în timpul în care mă duce în spital de COVID? Dar ce înseamnă că nu se tratează? Adică nu i-au dat tratamentul sau ce s-a întâmplat? Da, dar asta îmi pare rău, încă o dată, nu cunosc cazul și nu pot să-mi dau cu părerea, dar... Nu spun eu că nu. Un pacient care este pe diabet se presupune că este pe o schemă de tratament cu insulină sau cu antidiabetice orale. Și atunci pacientul trebuie să-și ia în continuare medicația pe care o are de la el. Va anunța asta. A doua zile după ce a fost internat mama mea, am primit un telefon prin care mi s-a spus că nu mai pot să iau legătura cu ea. Doar să mă duc la poartă, unde venea un gardian portar semi-analfabet, mă rog, treaba lor, și îi duceam un pachet cu scutece și așa mai departe. Eu n-am avut niciun fel de influență, să vin să spun. Da? Medicul ei de familie nu a fost contactat pentru comorbiditățile, cum spuneți dumneavoastră, ale mamei, și ea nu a fost tratată. Pentru că nu știau de unde. Deci au primit un om, un corp, strict COVID, și tratată cu oxigen și percuzii. Am înțeles. Bine, îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat, dar orice pacient când ajunge la spital și cu aparținătorii trebuie să ducă și o documentație, niște scrisori medicale, niște bilete de externare, ceva de la medicul de familie și o schemă de tratament, o medicație cronică, dacă se cunoaște cu comorbidități. Dacă persoana respectivă nu declară aceste lucruri, tot actul medical este îngreunat semnificativ. Actul medical este unul bilateral. O anamneză nu se face doar când medicul extrage ceva și să spună și pacientul acel lucru. Ștefan, acum, din păcate și cu toată simpatia pentru pierderea ta, nu putem verifica ce s-a întâmplat în spitalul acela. Este dacă nu verific eu, nu aveți cum să verificați, eu nu vreau. Dar este o mare eroare în a ne puneți să ne vaccinăm pe toți obligatoriu, atâta timp cât nu puteți controla lucrul ăsta. Cunosc, nu spun dacă 10 sau 100 de persoane care pur și simplu au acel certificat și nu s-au vaccinat. Asta e o altă discuție, asta din păcate. Discuție, da. Și asta ține... O să meargă mai departe. Ține de responsabilitate. Hârtia în sine... Mulțumesc tare mult, Ștefan. Hârtia în sine nu ne apără de nimic. Adică nu neapărat de formele grave. Și e foarte interesant, Cătălin, scuză-mă că te întrerup, câte cazuri dintre persoanele care se declarau vaccinate și ajung în spital și ajung în statistica aceea cu cazuri grave și cu decese, sunt de fapt acestea vaccinate doar pe hârtie. Și eu sunt foarte curios. Pentru că dăm peste cap toate cifrele. Și mie teamă că uneori sau în unele cazuri s-a întâmplat așa. Emilia, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua! Bună ziua și invitațiilor dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Din păcate, au trecut 2 ani de zile și constat cu stupoare că noi românii n-am înțeles nimic din ce se întâmplă din această pandemie. Din cauza aceasta suntem și pe ultimul loc, da? În Europa, dacă nu mă înșel, sau, mă rog, penultimul după Bulgaria, la rata de vaccinare. Da, eu sunt pentru obligativitatea vaccinării și o să vă spun de ce. Toată lumea se întreabă astăzi de ce să mă mai vaccinez, pentru că, uite, a venit Omicron și Omicron nu mă mai acoperă. Da, vaccinul nu mă mai acoperă la această tulpină. Păi de asta nu ne acoperă, pentru că nu suntem vaccinați. Și, din păcate, acest virus se modifică, da, din cauza asta. Dar, vedeți, dumneavoastră, nu suntem așa de educați. Suntem un popor total needucat, din păcate. Și nici nu știu ce ne va educa pe noi. Ce ne poate educa?
Așa cum suntem și, cred că, ultima țară din România la prevenție, da? Noi nu facem prevenție, vorbesc de sănătatea noastră în general. Ne ducem în ultima clipă, în ultimul stadiu. Așa ajungem și, așa este și cu partea aceasta de vaccinare. Nu suntem educați. Suntem o Românie needucată, nu educată, să știți. Asta este părerea mea și numai ceva obligatoriu poate o să reușească să ne educe. Și văd o isterie și în ceea ce privește, vorbesc de mame în general, ne vaccinăm copiii de mici, da? Noi suntem vaccinați tot de mici, dar niciodată n-am stat să ne punem problema, domnule, cu ce ne vaccinăm copilașii? Da? Că vorba aia, de când îl scoatem din spital, face primul vaccin, la numai cel de TBC și așa, și o listă întreagă până la 13 ani, 14 ani. Niciodată nu ne-am uitat pe prospecte și acum facem o isterie. Ca fel, nu uităm că este pandemie mondială. Este război. Mai comentăm. La război comentăm. Trebuie să stăm în casă, să nu fim împușcați. Dar nu mai comentează nimeni. În schimb, la acest război, comentăm, de ce să ne vaccinăm? De ce să fie obligatoriu? Da, domnule, trebuie să fie obligatoriu. Ca să nu mai scăpăm de chestia asta. Bine, atunci trebuie să te supun la încercare. Știi cum e? Pentru că lumea are dreptul la întrebări. Îndoiala e firească, încrederea se câștigă. Da. Obligativitatea pentru introducerea unui ser în organism nu este specifică democrației decât în anumite situații. Pe astea le analizăm. Da. Sigur că noi ne vaccinăm când ne trimitem copiii la școală, dar ca adulți, toată lumea are dreptul la un semn de întrebare. Întreabă cineva de pe Facebook. Dar au trecut totuși, doi ani de zile. De acord cu tine și nesiguranțele sunt, să știi că sunt oameni care nu consumă carne o viață întreagă. Deși nimic de zis. Nu li se poate întâmpla. Foarte bine, este dreptul lor. Aha, ok. Bun. Multă lume întreabă pe Facebook așa, dar de ce ne puneți să ne vaccinăm când uite ce rate de infectare sunt în țări atât de vaccinate, precum Germania? Pentru că mesajul, aveți pentru dreptate. Că Germania, mesajul a fost transmis. Marea Britanie. Da, este adevărat, dar nu știu dacă v-ați uitat la statistica Germaniei, da? Astăzi, ieri, dacă nu mă înșel, au avut 67.000 de infectări și 460 de decese. În schimb, România, acum ceva timp, a avut 12.000 de infectări și 500 de decese pe zi. Cum este? Deci mesajul s-a înțeles greșit. Dom'le, ne vaccinăm nu ca să nu ne îmbolnăvim. Pentru că ne vom îmbolnăvi cu tot. Ne vaccinăm ca să nu ajungem într-o situație critică. Da? Să nu... Ok, eu respect dreptul celor care nu vor să se vaccineze și poate înțeleg pe unii au diverse afecțiuni secundă, și le teamă. Emilia. Vreau să-l întreb pe Vasi Rădulescu atunci. Da. Ai văzut ce a spus Emilia? A zis așa, oricum până la urmă ne îmbolnăvim cu toții, da? E o formă mai ușoară, e adevărat. Da. Dacă tot ne îmbolnăvim cu toții... Nu ne îmbolnăvim neapărat cu toții, dar aș schimba declarația că vom intra cu toți în contact cu virusul. E cu totul altceva. Exact, da, vom intra în contact cu acest virus. Cunosc foarte multe persoane care au făcut boosterul și care au stat în anturaje cu oameni infectați și care n-au făcut absolut nimic. Da. Nu s-au îmbolnăvit și sunt foarte multe cazuri. Cu protecție de rigoare nu facem forme simptomatice. Aici, ascultătoarea noastră a spus foarte bine, a pus foarte bine problema. Și eu consider că e o mare carență în educație și asta explică pe undeva de ce suntem, unde suntem. Și încă o dată, cred că realitatea și cifrele și știința ne așează fix acolo unde ne stă locul. Ca țară în general. Știința nu iartă. Virusul nu iartă. El are mecanismele lui. El are o inteligență limitată. Atenție! Noi, ca specialiști, avem o inteligență mult mai largă, ce poate fi adaptată la context, la nevoie și ne mișcăm foarte repede a se vedea tehnologiile cu ARN messenger și cu tot ce am... Care e fantastic și medicina face niște progrese fabuloase în timp ce noi discutăm. Acum se produc studii, vor rare și așa mai departe. Virusul, pe de altă parte, iertați-mi exprimarea, e cam tolomac. Ceea ce s-a întâmplat cu Omicron, mutațiile acestea n-apar din inteligența virusului, apar din eroare. Noi dacă am vrea să facem niște dischete, nu mai folosim dischete, nici compact discuri nu prea se mai folosesc, dar dacă am vrea să facem miliarde de compact discuri care ar avea o informație pe ele, foarte multe dintre acestea ar fi scrise greșit.
Astfel încât dacă acea eroare de transcriere e suficient de mare, informația nici nu prea mai seamănă de pe un disc pe altul. Iar dacă un anumit virus are o altă structură, tocmai aici problema cu Omicron, se ridică această mare întrebare dacă nu cumva diferențele sunt atât de mari încât anticorpii și sistemul imun, ce avem cu toții acum, înnăscut, dobândit prin orice formulă, mai recunosc tulpina nouă, astfel încât să o neutralizeze. Aici este discuția. Dar virusul se dobândește noi tulpini, noi mutații, prin greșeli, pur și simplu. Pentru că pe el asta îl interesează, să-și facă foarte multe copii în organismul, în organismul nostru. Da. Noi ne adaptăm cu vaccinul, cu toate. Ați văzut declarațiile. Putem să avem să acoperim și o tulpină nouă în 2-3 luni de zile, adică fără niciun fel de problemă. Bineînțeles, eu vreau să vă întreb, vaccinul antigripal se adaptează în fiecare an? Absolut, corect? Absolut. Și să știți că sunt în studii, sunt în studii niște vaccinuri și probabil se va întâmpla la fel și la, și la acest anti-COVID. Pentru virusurile influența A și B, cele care dau gripa, niște vaccinuri pe care nu le vom mai face la un an și e posibil ca un vaccin să ne apere la 5 sau la 10, la 10 ani să fie mai performante. Da. Și la fel este discuția aici. Adică te-ai vaccina la fiecare 6 luni, Emilia, dacă asta este varianta pe care o avem la îndemână acum? Da, de ce nu? Eu o să vă spun ceva. Eu știu un singur lucru. Că atunci când m-am născut, primul om care m-a luat pe mine în brațe a fost un medic. Uh-huh. Și dați-mi voie să cred în medicină și în știință. Da? Da. Acesta... Dați-mi voie să cred. Atunci, dacă nu cred nici în asta, în ce pot să mai cred? N-ați văzut că lumea crede în Dumnezeu și mă uitam foarte bine și eu sunt ortodoxă și cred în Dumnezeu. Dar nu pot să mă duc la biserică și să iau acum împărtășanie de la Sfântul Andrei cu aceeași linguriță cu care au luat 100 de persoane la rând. Nu pot. Mulțumesc mult, Emilia. Da, mesaj de pe Facebook și mi se pare important, pentru că asta circulă foarte des la noi. Se spune așa, domnul Bocu zice în felul următor, diferența dintre noi și, și Germania nu ține de vaccinare sau de testare, chestiuni de genul ăsta, ci de tratament în spitale. Adică la nemți îi tratează bine, în timp ce la noi îi tratează prost. Am văzut de multe ori mesajul acesta circulând. Fraților, noi nu avem tratamente în spitale. Despre ce tratamente era vorba? Pentru că foarte mult timp și încă nu avem tratamente, atenție, curative pentru COVID-19. Ce avem sunt niște încercări și anticorpii monoclonari și antiviralele, toate folosite, atenție, oficial, că mai circulau și antiparazitare și antivirale care nu erau aprobate și care se dădeau pe sub mână și care erau pe undeva girate de niște oameni care dețin cluburi de fotbal. La noi se poate cam orice în țara aceasta. Și ce tratamente sunt, Vasile Rădulescu? Hai să zicem, anticorpi monoclonali, nu? Da, sunt niște tratamente biologice noi care, încă o dată, niciun tratament până acum, Cătălin, nu scade mortalitatea cu mai mult de 5%. Să se înțeleagă asta foarte clar. Cine ajunge la terapie intensivă, și de aici e foarte important, vaccinarea, tocmai asta blochează cazul grav și ajungerea la terapie intensivă, 50, 60, chiar uneori 70% dintre cei care ajung acolo, din păcate, nu mai ies în viață. Să înțelegem asta. S-ar putea să fie și infecții nozocomiale, dar pentru că am văzut mesajele unor politicieni, o să spun că sistemul medical din România, dacă într-adevăr funcționează mai prost decât în alte state, acesta este un argument tocmai să n-ajungi. Corect, să ne vaccinăm, să facem tot pasiv. Decât să ajungi, e tamam pe dos. Exact, perfect. Asta e capacitatea României în momentul ăsta. Dragoș, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. Și eu sunt pentru promovarea cât mai agresivă a vaccinului, în sensul să folosească guvernanții atât biciu, cât și zăhărelul, cât și explicațiile cele mai științifice, astfel încât lumea să se vaccineze, să scăpăm de virus. E adevărat că au fost niște mesaje care, într-un fel, au dat ceapă la moară antivacciniștilor. De exemplu, la început, cel puțin, se credea sau așteptările erau că oricum, ok, te-ai vaccinat, nu mai pățești nimic. Nu e chiar așa, adică te-ai vaccinat, poți să iei boala, chiar să... Corect, dar vorbeam de o altă tulpină, de primele tulpini care erau mult mai slabe decât Delta. Delta a schimbat foarte mult lucrurile, de aici și declarația.
Posibil, da, da, corect. Oricum, am constatat-o pe pielea mea. Sunt mulțumit, până la urmă, vaccinul și-a făcut datoria. Adică, mă rog, n-am ajuns la spital, n-am ajuns să iau medicamente. Pe total, sunt mulțumit de vaccin. Ce aș mai vrea să fac o observație aici, am observat și de la prieteni de-ai mei cunoscuți, mulți au primit antibiotice de la medici ca medicație în timpul bolii, mulți au primit, da, asta m-a uimit un pic, mi s-a părut, dar de ce, până la urmă? Era cazul, oare, de antibiotice? Nu, de multe ori nu era cazul, să știi că și cred eu am... Cred că am exagerat cu chestia asta. Și a doua nelămurire pe care o am și probabil o au mulți, ok, te-ai vaccinat, ai făcut două doze, ai făcut boala, ai trecut prin ea, are sens să faci a treia doză imediat după boosterul acela? În regulă. Mai se poate aștepta în 6 luni? În regulă. Referitor la prima ta întrebare cu antibioticele, este evident că s-a exagerat în multe cazuri, însă de multe ori medicii și-au luat și niște măsuri de precauție, din punctul meu de vedere, absolut inutile. De ce? Pentru că uzul exagerat de antibiotice din această pandemie ne duce la o altă problemă foarte importantă, și anume selectarea unor tulpini de bacterii, deci atenție, nu mai vorbim de virusuri, tulpini de bacterii care vor deveni rezistente la absolut toate antibioticele posibile, și altfel în viitorul nostru ne putem lovi și de o criză de acest gen, infecții foarte multe care nu mai pot fi controlate cu nimic. Am văzut multe scheme de tratament cu antibiotic. Ce m-a speriat pe mine, am văzut scheme de tratament cu anumite antivirale care nu erau aprobate pe teritoriul european. Am văzut dexametazonă dată la domiciliu fără nicio noimă, care dexametazonă se dă doar atunci când există insuficiență respiratorie, altfel poate agrava simptomele. Și aici cred că o lipsă de coerență între medici. Ar trebui să circule niște recomandări oficiale și medicii, bineînțeles, să clădească schema pe aceste recomandări oficiale și să adapteze fiecare schemă la cazul în parte, că așa se face medicina. Acum, referitor la a doua chestiune, indicația oficială, încă o dată, de booster este la cei care au schema completă și mai mult decât atât au trecut și prin boală, ei mai pot temporiza boosterul chiar peste 6 luni lejer, însă indicația prioritară de booster este la cei care au comorbidități, la cei care au boli imune semnificative, spre exemplu cancerul care merge cu un grad de imunosupresie, sau pacienții transplantați, care știm foarte bine ca organismul să nu rejecteze acel organ primit, iau imunosupresoare toată viața. Și atunci răspunsul la vaccin este ceva mai mic la acele persoane. Și de regulă acele persoane fac o schemă specială de vaccinare, chiar cu 3 doze la un interval mai scurt. Și ei se discută cu medicul curant și se adaptează fiecare în parte. Deci, putem să temporizăm, însă studiile pe care le avem ne arată că imunitatea se menține cam la 6 luni de la schema completă de vaccinare și apoi anticorpii încep să coboare chiar semnificativ. Și atunci este indicat să facem boosterul tocmai pentru a avea o protecție optimă, sporită. Corect, corect, dar boala a acționat ca un fel de booster? Foarte bine, ai răspuns singur. Boala poate să acționeze ca un fel de booster, dar să știi că anticorpii naturali obținut după boală scad chiar mai repede decât cei dați de vaccin. A? Deci de aici discuțiile. Boosterul nu va schimba cu nimic lucrurile, din contră va aduce protecție în plus. Dragoș, așadar nu văd nicio problemă. Mulțumesc tare mult, sigur că avem și mesajul cu distrugerea imunității naturale. Există... Ce înseamnă imunitate naturală? Imunitatea naturală împotriva acestui virus există la copii care au o imunitate de tip exploziv și care reacționează prompt la fiecare inamic care intră în corp. Altfel, imunitatea naturală ne poate face foarte mult rău, pentru că o imunitate la adulți, spre exemplu, care nu recunoaște foarte repede inamicul și nu merge țintit, înseamnă activarea bruscă a multor mecanisme, și tocmai această imunitate, că s-a vorbit intens în spațiu public despre furtuna citochinică, poate duce la cazurile severe cu deces, chiar la tineri, din păcate. Și atunci această imunitate explozivă, mă rog, în ghilimele, naturală, nu ne poate face bine și nu ne putem baza pe ea. Avem nevoie de apărare țintită, inteligentă, nu activată la grămadă. Iulia, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua! Intervenția mea vine inspirată de interlocutorul dumneavoastră, care, din păcate, a decedat mama și era vorba de necunoașterea comorbidităților. Sunt medic și, din păcate, în această țară, ori de câte ori a fost vorba a se implementa anumite politici de sănătate publică sau asigurări de sănătate, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea politică și de aceea am eșuat. Aceleași discuții pe marginea acestui certificat, tot pentru că nimeni nu-și asumă politic aplicarea acestui certificat. Dacă vă aduceți aminte, cu câțiva ani în urmă a fost o dezbatere legată de dosarul medical, dosarul electronic. Dacă acest lucru ar fi fost dus până la capăt și ar fi fost implementat și digitalizarea ar fi funcționat, orice pacient intrat în spital, luat de pe stradă, fără aparținător, fără acte medicale la el, dar având acel dosar, având acel card de sănătate, orice medic, orice asistentă putea să citească în calculator tot istoricul său medical și toată medicația. Și atunci nu pot să omit nicio boală asociată și pot să iei în condiții de urgență și de maxim stres. Și știm foarte bine cu ce se confruntă UPU la ora actuală în spitalele din România. Ar fi avut informația servită. Pentru că una e să ai o informație scrisă, servită, scrisă cu profesionalism, doză, diagnostic și așa mai departe, alta să încerci să obții informații de la pacientul bolnav, care poate să fie în stare sau să nu fie în stare să-ți dea informația, de la aparținători, care la fel de multe ori nu sunt în stare să-ți dea informație corectă. Iată de ce ar trebui totuși toate aceste măsuri care apar ca propuneri să fie dezbătute, asumate și duse la îndeplinire. Pentru că poate astăzi, dacă am fi avut acest dosar electronic implementat, am fi avut cu siguranță mai puțin morți. Perfect, de acord. Iulia, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția asta. Zice cineva pe Facebook, nu există studii care să spună că imunitatea naturală e mai slabă decât imunitatea prin vaccin. Ba, există, le-am publicat de multe ori pe Facebook, fără doar și poate. Există, sunt comparații foarte multe în acest sens. Ok, bun, atunci vă uitați pe blogul lui Vasi Rădulescu. Uite, așa se demontează miturile. Uite, Cătălin, ce spunea colega medic mai devreme și foarte bine spunea, dau exemplul Israelului, care la nivel de medicină e la an lumină de noi și care are un sistem digital excelent implementat. La ce folosește acest sistem digital, dosar digital cu toate informațiile cu scheme de tratament? Una la mână că poți identifica foarte repede comorbiditățile și toată chestiunea. A doua la mână că poți raporta destul de ușor anumite efecte adverse și să fie trecute acolo și asta ne-a adus o liniște pe partea de miocardită la vaccinurile cu ARN mesager, tot cu un studiu mare făcut în Israel pe 5,2 milioane de oameni, care ne-au arătat foarte clar în ce condiții poate să apară miocardita, pentru că aveau o raportare excelentă a acestor reacții adverse. La noi, chiar dacă avem portal unde se pot raporta, lasă-mă să cred că oamenii au avut mari rețineri în a intra acolo și a trece cu adevărat reacțiile adverse și tot, ca să avem niște date clare. Venea voluntar. Cristina, salutare, mulțumesc că ai avut răbdare. Bună ziua! Salut. Eu vreau să profit de prezența domnului doctor pentru o consultație personală. Eu sufăr de mielită transversă toracală. Diagnosticat în anul 2017. În prezent mă deplasez fără baston, fără nimic, dar am niște sechele, am totuși o parapareză spastică, înțepături, furnicături, durere neuropată, niște contracturi musculare și aș dori să-l întreb pe domnul doctor dacă este oportună vaccinarea mea cu aceste vaccinuri prezente pe piață, deoarece am citit atât despre vaccinul Johnson & Johnson că ar fi apărut un efect advers exact această mielită transversă și am mai citit cazul unui militar, a fost mediatizat destul de mult, un militar de la noi, care după rapelul de la Pfizer a fost diagnosticat cu
mielită transversă, iar pe foaia de ieșire din spital s-a spus efect post-vaccin Pfizer, această mielită transversă. Eu doresc să mă duc și la neurologul meu și să-l întreb și totuși, cum să vă spun, eu aș dori ca cineva să-și asume răspunderea. Adică, eu am citit pe aceste prospecte, care văd că s-au cam restrâns, ele sunt de 74 de pagini, dar bă, la centrele de vaccinare sunt vreo 10 pagini, acolo scrie clar că acest vaccin se face sub prescripție medicală. Medicală, da? Uh-huh. Adică un medic își asumă răspunderea și spune, tu suferind de anumite boli, poți să faci vaccinul sau nu poți să faci vaccinul și atunci îți dau o scutire de acest vaccin. Dar cineva trebuie să-și asume răspunderea. Stați aici deci, o secundă cu noi să le luăm pe rând, că ați introdus multe lucruri în discuție și încercăm să le răspundem pe rând. Așadar, hai să o luăm pe asta cu răspunderea, după care trecem la problema personală. Partea de răspundere ține de un consimțământ al omului care se vaccinează, care trebuie să fie informat, adică omul respectiv trebuie să știe riscurile și beneficiile vaccinării și își asumă acest act al vaccinării pentru că îl face pentru propria persoană. Da? Clar, simplu. Mai mult decât atât, acea mielită pe care dumneavoastră o aveți, să știți că nu este contraindicație la vaccinurile aprobate în ziua de azi. Așadar, nu văd nicio problemă la așa ceva. Acel caz care a circulat și pe care l-au folosit foarte mult și grupurile care se opun vaccinării, nu are, din păcate, o cauzalitate directă. Dincolo de ce a scris pe foaie, nu știu, n-am niște dovezi certe acolo, n-am văzut foaia respectivă, nu există o dovadă care să ne spună, da, de la vaccin s-a întâmplat asta, clar. Vaccinul poate să dea efecte neurologice diverse. Poate să dea un fenomen care se cheamă Guillain-Barré, care este destul de rar și care, din fericire, este reversibil. Așadar, apar niște efecte mai frecvente, rare, excepțional de rare și așa mai departe. Ceea ce aveți dumneavoastră, așa mielită, nu este contraindicație. Și persoanele care au demielinizare multiplă, în scleroza multiplă, spre exemplu, au făcut foarte bine vaccinul, fără niciun fel de problemă. Așadar, aveți nevoie de vaccin fără niciun fel de reținere. Vă menționez că prospectul fiecărui vaccin este publicat pe site-ul ANM, pe Agenția Națională a Medicamentului, unde puteți să citiți absolut orice. Nu aș recomanda oamenilor să citească prospectul cu fiecare reacție adversă. De ce? Pentru că există un opus de placebo care se cheamă nocebo și atunci când mergem la vaccinare și ar trebui să mergem cu calm și să știm că facem un lucru bun, mergem cu capul impregnat de acele griji, de acele posibile reacții adverse și de multe ori să știți că le putem și atrage pe această componentă de nocebo. Vaccinul a fost aprobat, a fost testat și răstestat de niște experți și a dovedit eficacitatea, profilul de siguranță și tot și atunci mergem să ne vaccinăm cu atât cu calm. Mulți se duc la vaccinare că este vaccinul bau-bau și că se întâmplă o grămadă de nenorociri și fac palpitații, hipertensiune, se fac lipotimii, se sperie și toate cele. La vaccin ne ducem cu calm. Dar totuși insist ce spuneți despre prevederea din prospect care spune se face sub prescripție medicală. Se face, atenție, vaccinul a fost aprobat de niște comitete, de FDA, de Agenția Națională, de Agenția Europeană a Medicamentului, un cerc care include experți medici și toate cele. Vaccinul nu este făcut de paznicul de la centru de vaccinare, ci este făcut de cadru medical autorizat, încă o dată, dar, în esență, vaccinarea este făcută de dumneavoastră. Nu vine medicul și vă vaccinează cu forța. Da, nu cred că s-a întâmplat asta. Atunci, în cazul acesta, dacă eu totuși am rețineri și cineva nu și-a asumă răspunderea în scris, fă vaccinul că nu vei păți nimic. Dar este corpul dumneavoastră, nu al medicului respectiv. Bun, atunci, în cazul acesta, nu ar trebui să se pună problema obligativității lui la locul de muncă. Nu știu neapărat dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este oportun în discuția noastră.
cât timp avem cifrele pe care le avem și suntem la, pe la coada clasamentului în vaccinare, eu cred că dacă nu s-a putut face cu frumosul totul și de, suntem în ziua de astăzi o problemă pentru toate celelalte țări, o pepinieră posibilă pentru tulpini noi, a se vedea tulpinile care deja apar, cred că e oportună această discuție cu obligativitatea și cu tot. Pentru că altfel nu văd cum s-ar putea rezolva lucrurile. Nu suntem izolați de lume. Părerea mea este că nu este oportun atâta vreme cât medicul tău curant nu își asumă răspunderea. N-am apucat eu să... Dumneavoastră ați spus că vreme de un an nu ați fost la neurologul dumneavoastră cu această problemă? Am fost la medicul de familie și, într-un final, acesta fiind destul de reticent... Medicul de familie nu are competență în așa ceva. Nu are. La mi-a curant. Recomandat să mă duc la medicul neurolog, ceea ce voi face peste vreo săptămână. Da. În regulă. Vă îndemnăm cu mare drag să mergeți și la medicul neurolog. Absolut. Mai ales când ai îndoieli de asemenea natură, vizita la neurolog ajută foarte tare. Mulțumesc tare mult, Cristina. Adrian, salutare! Tot să încheie ediția de astăzi România în direct. Am prelungit, după cum ați văzut, întâlnirea cu Vasie Rădulescu. Salutare, mulțumesc pentru răbdare! Alo! Te ascultăm! Bună ziua! Adrian e numele meu. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru emisiunea pe care o faceți și din capul locului aș dori să lămurim un lucru. Eu nu sunt antivaccinist. Apoi vă mărturisesc faptul că încă nu m-am vaccinat. Și simt o durere, așa, o frustrare când aud tot timpul că cei care nu s-au vaccinat au o problemă cu nivelul educației, cu... Dați-mi voie să cred că nu este așa. Și am să vă dau cazul meu. Acum un an de zile am făcut o formă foarte ușoară a acestui COVID-19, în sensul care singurul simptom a fost că mi-am pierdut gustul și mirosul la o anumită perioadă. După care... Alo, m-auziți? Te ascultăm. Te auzim. Da. După care, mă rog, a apărut vaccinul. După părerea mea, sincer, denumirea de vaccin este oarecum improprie, pentru că, din câte am văzut eu și am citit și index, vaccin înseamnă un fel administrat care provoacă imunitate, da, la o boală. Din păcate, până în ziua de azi, și o spun cu mare regret, aceste așa zise vaccinuri nu și-au atins scopul. Pur și simplu, cei care s-au vaccinat au făcut în continuare, au dezvoltat acest COVID, l-au răspândit fără voia lor, la fel cum o fac și cei nevaccinați. Doar că aici aș pune o întrebare, poate retorică. A apărut această ultimă variantă, Omicron. Dacă cei nevaccinați nu pot circula, nu pot intra în magazine, nu pot, efectiv au anumite restricții, spuneți-mi cine răspândește boala? Și nu o spun cu răutate. O spun pentru că... Pur și simplu, mi-a pus întrebarea. Și nu răspândește în Europa? Că în țările africane e destul de clar. Cu rată de vaccinare 3% în Nigeria, cred că vă dați singur răspunsul. Cine nu, vorbesc de Europa. Da, și Africa de Sud, 24%. Hai să zicem da, în Europa. În Europa. Da, păi stați, că nu e chiar retorică. E doar retorică, e cu adresabilitate precisă, Vasie Rădulescu. Adrian, îți mulțumim pentru mesajul tău, pentru deschidere. Da. Aceste vaccinuri nu sunt niște seruri experimentale, mă rog, cum putem defini experimental? Eu n-am spus că sunt experimentale, doar că nu și-au atins efectul. Mie mi se pare că și-au, de fapt, nu mi se pare, sunt ferm convins că și-au atins foarte bine obiectivul. Dacă ne uităm la țările nordice, care au un grad înalt de vaccinare și care, mă rog, aveau prin ATI câteva zeci de cazuri și aveau 3, 4, 5 decese pe zi, când noi aveam 500, 600, din păcate, și comparăm aceste două situații, atunci, da, vaccinarea și-a acoperit obiectivul, da, fără nicio urmă de discuție. Imunitatea apare și e foarte puternică după vaccinare. Avem nevoie de o imunitate rapidă. Aici o altă chestiune. Cât de mult ne bazăm pe celulele T
proaste cu memorie atunci când vine o tulpină virulentă și poate avem nevoie de câteva zile să ne dezvoltăm anticorpi. Da? Asta fac celulele T, dau semnalul producției rapide de anticorpi, dar e posibil ca în anumite condiții să avem nevoie de un timp ca să facem încă o dată armata, da? Și atunci virusul poate intra și poate produce rapid stricăciuni. Pe de altă parte, dacă avem un nivel foarte înalt de anticorpi, pregătiți să intervină brusc, controlăm problema. Ceea ce spui tu cu vaccinarea, dacă tot am făcut asta de pe 21 octombrie cu reticența și ne-ai spus că nu te-ai vaccinat, da, care sunt reținerele tale actuale acum? Sunt curios. E foarte simplu. Eu nu văd eficiența acestui vaccin în cazul meu. Atâta vreme cât eu am făcut, da, boala, am trecut prin boală, singurul simptom a fost că mi-am pierdut mirosul și gustul pentru... Hai să spun ceva. Știi ce m-a îndemnat în primul rând să încep și mare parte din timpul meu să îmi pun la bătaie toate platformele sociale să le răspund oamenilor la vaccinare? Un prieten, chiar dacă sunt medic și am încercat să-l vaccinez, se bătea cu pumnii în piept că este suficient de puternic și că a trecut prin boală și că el nu va mai face niciodată, că nu se mai lipește nicio tulpină de el. Bineînțeles că a refuzat vaccinarea, chiar dacă îi prezentam toate avantajele și încercam să-l lămuresc cu toate chestiunile acestea. A luat încă o dată tulpina nouă Delta, dar a dus-o și în familie și și-a pierdut bunica din cauza aceasta și a fost atât de mare supărare în cazul lui și atât de mare frustrare și neputință în cazul meu. Eu am luat vina asupra mea că n-am reușit să fac asta. Da. Și de acolo a pornit. Acesta a fost triggerul pentru care am zis că o voi ajuta oamenii încă o dată, pentru că mi-am dat seama, m-am simțit neputincios. Am înțeles. La fel de bine, o persoană vaccinată putea transmite întregii familii acest virus. Mult mai puțin. Și dacă toți erau vaccinați, nu se mai ajungea la formă gravă și la deces. Pierdem, noi nu mai vedem copacii de pădure. Știi cum e? Nu, dar noi am avut foarte multe decese și sunt conștient de lucrul acesta și încă avem, dar aici eu aș găsi o altă soluție. Mă rog, nu știu dacă e cea potrivită. În baza de date a fiecărui medic de familie, există persoanele cu anumite riscuri. Acele persoane... Asta s-a făcut de la început, s-a prioritizat. Asta s-a făcut, dar din păcate foarte mulți au refuzat vaccinarea. Suntem la aproape un an și oamenii nu s-au vaccinat. Nici cei vârstnici și nici cei cu comorbidități, pentru că aceia au murit cu precădere, din păcate. Bineînțeles. Și era evitabil încă o dată. Da. Așadar, dacă mai ai dubii, te rog fără ezitare să-mi scrii și dacă poți să te lămurești și să te vaccinezi, cred că ar fi un mare câștig pentru tine și pentru familie. Eu voi fi primul care mă voi vaccina. Cu mare drag. În momentul în care se va descoperi un vaccin care pur și simplu se elimine această boală. Adică eu am toate vaccinurile la zi. Asta încercăm cu toții. Nici la gripă nu avem, nu scăpăm cu totul de gripă. La gripă. Eu n-am. Spuneți-mi, dumneavoastră, aveți o statistică câtă lume s-a vaccinat antigripă? Foarte puțin, din păcate. Foarte puțin. Și spun că suntem campioni și la nevaccinarea anti-HPV și avem cele mai multe cazuri de cancer de col uterin și mortalitate în Europa. Adrian, îți mulțumesc tare mult. Discuția cu Vasi Rădulescu se încheie aici. Azi, propun eu, Vasi Rădulescu, a fost foarte interesant. Propun să ne întâlnim din când în când. Tatonarea terenului astăzi și cu mare drag, dacă putem să ajutăm. Poate lumea își face curaj și rezolvăm din ce în ce mai multe astfel de dileme. România în direct de astăzi se încheie aici. Mulțumesc încă o dată. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM. La Europa FM.